Ana Teodora Anuțoiu este elevă în clasa 8-a la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva. Aceasta a impresionat juriul și publicul cu o interpretare de excepție a Doinei Codrule cu frunza verde din Ținutul Pădurenilor. Prestația din concurs, calitățile vocali interpretative și ținuta scenică ale elevei pregătite de profesor Ovidiu Ioan Demea și profesor Bianca Iacoboni au determinat juriul să-i acorde trofeul Festivalului Național de Folclor Mamaia Copiilor. Pentru mine acest premiu înseamnă o rampă de lansare în lumea muzicii, în lumea folclorului autentic românesc, care sper să mă ajute, deoarece este cel mai important premiu câștigat până acum. Ana Teodora Anuțoiu colaborează cu ansamblul profesionist Drăgan Muntean. Am ales muzica populară pentru că ea ne reprezintă ca români și este tot ceea ce ne-a mai rămas. Mă bucur că m-a ajutat foarte mult experiența în concertele susținute alături cu ansamblul profesionist Drăgan Muntean și mi-au dat încredere și sunt mereu alături de mine. Festivalul Național de Folclor Mamaia Copiilor a avut loc în perioada 4-6 septembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. În concurs au participat 66 de concurenți din toată țara.